În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 9.884 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 99 mai mult decât ziua anterioară. 1.047 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. În intervalul 13.1.2022, 14.1.2022 au fost raportate de către INSP 30 de decese, 17 bărbați și 13 femei. În data de 14 ianuarie 2022, ora 14, situația epidemiologică la nivelul județului Gorj se prezintă astfel. 216 persoane în carantină la domiciliu, locația declarată. 15.596 persoane confirmate cu COVID-19, dintre care 14.700 de persoane vindecate externate și la domiciliu, 33 de persoane internate în spital și 863 persoane decedate. De la ultima informare transmisă de DSP Gorj, au fost confirmate 44 de noi cazuri de îmbolnăvire dintr-un total de 538 teste efectuate, situația prezentându-se astfel. 150 teste RT-PCR efectuate, 16 rezultate pozitive, 10 rezultate pozitive la retestare și 124 de rezultate negative, 388 de teste rapide efectuate, 28 de rezultate pozitive, 360 rezultate negative. Până astăzi, 14 ianuarie 2022, s-au primit 283.011 doze de vaccin anticovid și au fost administrate 238.955 doze, dintre care 84.105 doza a doua și 25.769 doza a treia.